Și am decis să-mi exercit cel mai important atribut democratic al unui cetățean, dreptul de vot. Am votat pentru schimbare, am votat pentru a scăpa de ură, de suspiciune, de dezbinare în această țară și doresc ca de mâine să înceapă reconstrucția unui României modern. Care credeți că va fi deznodământul zilei de astăzi? Deznodământul sper să fie unul pe care îl așteaptă toți românii. Să scăpăm de omul care ne-a adus timp de 8 ani în ură, în dezbinare, în suspiciune, în dușmanie și să începem o viață nouă europeană, fiindcă merităm și noi români acest lucru.